În seara aceasta, Robert a primit uh, pachet de la o susținătoare și Sorin a întrebat dacă are scrisoarea la el și Robert a spus că da, dar nu dorește să o dea să o citească și altcineva. Apoi uh, vorbea Sorin despre faptul că e plăcut să primești uh, scrisori, că sunt de bine, că sunt de rău, important este să le primești, uh, dar uh, evident uh, e mult mai îmbucurător uh, să fie lucruri frumoase scrise acolo și și-a adus aminte Alexandru de o scrisoare pe care a primit-o, spunea că era de la o doamnă sau domnișoară din Londra și i-a scris că îl așteaptă cu roșii la aeroport. Iar Sorina a spus că probabil a zis asta după despărțirea de Diana, sau din cauza despărțirii, și el a spus că a zis-o așa mai mult în glumă.